Un șofer de 45 de ani a fost prins beat criță la volan. Acesta avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 9 ori mai mare decât norma admisă. S-a întâmplat în după amiaza zilei de 29 martie în orașul Jedinec. Bună ziua, domnul! Bună ziua! Direcție de patrulare Nord, agent șef. Motivul stopării dumneavoastră este conduceți neadecvat. Coborâți, vă rog frumos, din mașină. Un permis de conduce, certificat de matriculare? Ați întrebuințat băuturi alcoolice? Nu. De ce nu v-ați stopat la cerințele legale? Am stopat. De unde sunteți? Din Parco. Parco. După aceea, o slare timp de 6 secunde când vă spun eu stop. Până vă spun stop. Dacă refuzați, automat deschid dosar penal. Polițiștii de patrulare au observat că mașina se deplasa haotic și cu viteză. Ei spun că șoferul le-a ignorat intenționat somația de a opri și a continuat să se îndrepte spre un traseu național. Astfel, pentru a evita un eventual pericol, agenții de patrulare i-au blocat calea. Automobilul a fost dus la parcarea specială, iar șoferul a rămas fără carnet, fiind anchetat pentru că a urcat la volan în stare de ebrietate alcoolică avansată. Bărbatul riscă până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, cu anularea dreptului de a conduce.